chestie cu minte. Te ajut? Vă spun sincer, nu, nu. Hai că ești tu. Ia, oh, ce frumoasă e. Ușor, ușor, ușor. Ei, da. Asemenea exemplare sau chiar mai mari încep să intre în lansetele pescarilor. Acum, în sezonul rece. Dar care sunt acești pești? Avem celebra știucă, impecabilul șalău, zburdalnicul biban și, nu în ultimul rând, leneșul somn. Lecția o ținem la aproape 50 de kilometri de București, mai exact pe lacurile de la Colacu. Cum soarele a ieșit un pic și temperatura este mai prietenoasă cu noi, punem barca pe lacul Săbiești 1, iar ambarcațiunea alunecă ușor pe luciul de apă. Ne pregătim să aruncăm lansetele de spinning, denumirea stilului de pescuit la șalău, știucă, biban, în termeni pescărești. Alături de echipa în cârlig, Marius și Mădălin, doi tineri pescari din Colacu, dar și maestrul Iosefini a venit cu noi să facă o magie și toți novicii să afle care sunt accesoriile necesare. Pentru începutul pescuitului la răpitor, nu aveți nevoie de nimic cosisitor, avem nevoie de o lansetă și o mulinetă. Un fir, poate să fie și un fir ieftin, poate să fie și un fir textil, un fir puțin mai scump. Am văzut ce lansete, mulinete și fire folosim. Acum vă spunem ce diferențiază pescuitul la spinning de celelalte stiluri. În primul rând, se poate pescui atât de pe mal, cât și din barcă. Momeala artificială se aruncă de mai multe ori și se jiguiește, adică se ridică și se coboară peștișorul de silicon exact în zigzag, vertical. Această tehnică se face pe fundul lacului, iar cealaltă mișcare este târâș, adică se recuperează momeala trăgând peștișorul prin apă cu o mișcare constantă de înfășurare a firului pe mulinetă, iar când se simte o zvârnitură sau mai multe, se înțeapă. Asta înseamnă că urmează o prezentare a capturii. Ce punem la capătul lansetei? Legat cu not special sau agrafă de fir? Avem nevoie de niște năluci, imitații de pești din cauciuc și niște cârlige care ele sunt deja lăsate cu plumb. Mai încercăm câteva aruncări, atât din barcă, dar și de pe mal. Iar Leo își arată îndemânarea în a face ca o nălucă să dispare. Și dacă îl punem în mâna asta și suflăm, el poate să și dispară. Mergeți pe malul apei și aruncați. Pentru început o să fie dificil, dar încercați. Concluzia este trasă de magician. Nu trebuie să faceți nimic spectaculos. Nu este magie. Magia este faptul că ieșim în natură. Putem să dăm atât de pe mal cât și din barcă la răpitor. Ne-am încercat norocul și din barcă și de pe mal, pe toate cele trei lacuri din zonă, iar rezultatele au fost foarte bune. Am prins șalăi, bibani și știuci, ne-am relaxat și ne-am încărcat bateriile pentru o nouă săptămână. Mergeți în natură, învățați să pescuiți, noi vă ajutăm și veți avea... Fir întins. Și în cârlig!